Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la Cină, emisiune în care șefa Dihă de gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi cum se cuvine pe oaspeți la Cină și pentru a le servi la masa de seară o porție dublă, o porție foarte mare de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este medic primar în chirurgie cardiovasculară. Ne este oaspete la Cină, doctor Cătălin Badiu. Bun găsit, Adi! Bună seara, Ionela! Ce mâncăm? Văd o grămadă de lucruri bune la tine pe masă. Da, e bun. E pentru suflet și pentru inimă și pentru, mai ales pentru trup, stroganov de vițel. Iami mi uh -huh. durează mult, nu? Cât durează uh -huh. să faci tocănița asta? Nu e o tocăniță. Aici uh -huh. vă înșelați. Pentru că nu este o tocăniță, este o mâncare care se face relativ rapid. Că, na. Dar durează, în principiu, cam 35-40 de minute, să zicem. Relativ rapid, pentru că e bucătar. Poate 15 început. minute, dacă o fac eu. Asta zic, e bucătarul priceput. Noroc! La da, multe! Merge bine cu un vin alb, nu? Ar trebui să meargă, fiind vorba despre vițel de lapte, duce vin alb, sigur. Perfect! Avem de la Chateau Valvis un chardonnay, numai bun pentru vițelul de lapte. Numai bun de pus pe rană. Doamnelor, domnilor, dragii mei, nu o să vă dau acum toată povestea lui Stroganov. O găsiți pe Google căutând simplu Stroganov, cu doi fă. În schimb, o să vă spun cum se va întâmpla în seara asta. Se va întâmpla foarte simplu. Am aici niște carne de vițel pe care o frig pe parte și pe cealaltă după ce am tăvălit-o puțin prin făină și am condimentat-o cu sare și cu piper. O frig cu puțin ulei și cu puțin unt până când se rumenește. Cam 3 minute pe fiecare parte pentru că nu vreau să fie well done. O scot de acolo și o las să se odihnească în locul ei, în aceeași cratiță pun niște solzi de ceapă pe care îi las să se gătească bine de tot, adică până când se înmoaie și începe să se rumenească. Îi scot de acolo și în locul lor pun două mâini zdravene de ciuperci pe care le-am făcut la mele, le gătesc și pe astea, le scot pe toate de acolo, deglazurez stiga aia cu o gură zdravână de vin de la sponsorul nostru și după aceea vin cu niște uh, smântână acră, o dizolv bine acolo și adaug puțină, zeamă de oase poate să fie sau poate să fie o supă făcută din legumele pe care le aveam în frigider și erau pe cale să expire. Fripte puțin, cu niște paste de tomate acoperite cu apă, lăsate să scadă, să nu pui apă chioară la stroganov. Lași să bolborosească frumos și când a început sosul să scadă puțin, vin înapoi cu ciupercile, cu ceapa și cu carnea pe care de data asta am tăiat-o în felii cam cât de groase, cât de subțiri vreau eu. În principiu subțirele, să le poți mânca ușor mai las să se gătească 2-3 minute împreună. Dacă vreau, pun la urmă niște cozi de ceapă verde, pătrunjel, cam mai ai tot. În ceea ce privește aromarea acestui fel de mâncare, o lingură de muștar, din nou, sare piper după gust și dacă ești în ardeal, merge și niște boia. Gata! Cătălin Badiu este cu noi la cină. Bine ați venit! Bună Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că v-ați făcut vreme să ajungeți la noi în sufragerie. Domnule doctor, ce să-i dăm omului să mănânce la cină ca inima să fie mulțumită? Oh, asta e o întrebare dificilă, mai ales dacă ne ținem cont de faptul că mulți nu mănâncă nimic toată ziua și ajung să mănânce numai la cină. Eu sunt de exemplu așa. Deși nu este sănătos. De fapt, cina ar trebui să fie o masă, să zicem, mai, mai ușoară înainte de culcare. Unde vă prinde de regulă ora mesei de seară? De regulă undeva în spital. Da, evident că o oră mesei de seară există pentru mine. De obicei se întâmplă la 9 jumate 10 seara. Deci foarte târziu nu faceți cum face doctorul, faceți ce spune da, doctorul. E nu? mai pe da. modul spaniol, așa. Mai. Da, da, mai târziu, cu cât mai târziu, cu atât viața mai, mai... spre noapte, într-adevăr. Iar, mă rog, în, în weekend, evident, e, există totuși acest lux al cinei în familie, să zicem, sau cu prieteni. Pentru un pahar cu vin la cină, inima spune mulțumesc? Cu siguranță. A zis doctorul. Noroc. Da, și inima și sufletul. sufletul. Orice scuze e bună, Ionela. Vă rog, luați loc, nu vă ținem mulțumesc, în picioare. Mulțumesc. Adică, pregătește cina în această seară. Domnule doctor, vă permiteți vreodată să lăsați telefonul o oră departe de dumneavoastră? Trebuie să fiu sincer, și să răspund că, de fapt, nu fac acest lucru. Singurele momente când nu e în mâna mea, evident, este când sunt în operație, când e mai departe de mine, Dacă când e cineva care răspunde la telefon. Mie mi s-a întâmplat asta când am sunat să vă invit la emisiune. A răspuns cineva și mi-a spus, domnul doctor este în operație. Da. E, mi se pare decent să răspundă totuși cineva la telefon și e mai bine și pentru mine să nu găsesc 40 de apeluri pierdute. Noaptea îl închideți? Nu. Niciodată. Niciodată. Soția ce spune despre asta? Când sună telefonul la 12 noaptea. Soția, slavă Domnului, nu sună așa de des la 12 noaptea, dar sună des la sfârșit de săptămână, sună des seara, chiar și sâmbătă seara. Ea nu e neapărat fericită, dar tot timpul îmi spune că știe ce înseamnă să fii și aparținător. Să trebuiască să dai un telefon, să vrei să știi cum este... Cineva drag. Da, cum, cum se simte ceva drag care a trecut printr-o astfel de intervenție chirurgicală. Și atunci, mă rog, e mai indulgentă, să zicem. Nu e indulgentă dacă conversațiile se lungesc foarte mult. Atunci, într-adevăr, nu i face plăcere. Da? Vă rog să ne permiteți să vă cunoaștem mai bine în această seară la Cina. V-ați născut în București și copilăria și bună parte din adolescență le-ați petrecut aici, în capitală. Care vă sunt amintirile din primii dumneavoastră ani de viață? M-am născut în București, am locuit în copilărie foarte, foarte aproape de unde ne aflăm acum, adică la Parcul Carol, între cele două parcuri, între Parcul Tineretului și Parcul Carol. E o zonă foarte mică de, de case, care este înconjurată de foarte multă verdeață, din totdeauna. Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă zonă din București, tocmai pentru că este atâta verdeață în jur. Și, evident, că și amintirile mele legate de București sunt, în primul rând, legate de aceste parcuri, copil fiind. În aceste parcuri v-ați zdrelit genunchii în copilărie, nu? Făcut... Ce șotii făceați? Da, am făcut de toate, bineînțeles. Adică? Mă prin copaci. Am avut o, fiind în această zonă din București și ne fiind printre blocuri, am avut un amestec de copilărie, să zicem, de orășan cu o copilărie ca la țară. Adică, adică nu că... doar asfalt. Adică nu doar asfalt. Foarte multă verdeață și, bineînțeles, foarte aproape de zona extrem de vie a orașului. Deci amintirile mele din copilărie sunt frumoase despre București, chiar dacă, să zicem, o parte din copilărie a fost în vechiul regim și uh, cu neajunsurile lui. Dar, mă rog, știm cu toții că pentru copii situația era diferită. Noi ne trăiam într-un fel sau altul copilăria și, bineînțeles, atunci ne jucam mult mai mult, uh, sau mie cel puțin mi se pare că ne jucam mai mult, umblam mai mult prin parc, jucam fotbal, ne cățăram prin copaci. Deci am amintiri frumoase din copilărie și am prieteni frumoși din copilărie pe care îi mai am și astăzi, prieteni care au locuit în aceeași zonă și cu care, practic, de câte ori puteam, eram împreună. Mama medic, tatăl de asemenea medic, e clar de unde ați moștenit pasiunea pentru această meserie. Aveți astăzi un băiat și dumneavoastră. Se întâmplă să aibă și el înclinație să ducă numele doctor Badiu mai departe? Uh, nu știu dacă va face acest lucru, dar pot să vă spun că, deși are numai 14 ani și jumătate, este absolut hotărât de ani de zile deja să facă medicina. Pur și simplu, el și-a ales acest lucru, în mod ciudat, pentru că, uh, teoretic, să zicem, ar fi trebuit să fie dezamăgit de meseria asta, eu lipsind așa de mult uh, din copilăria lui. Era și dumneavoastră dezamăgit copil atunci când părinții lipseau de acasă? Uh, eram Pentru dezamăgit. o profesie nobilă, da, desigur. Evident că nu știu dacă neapărat dezamăgire, într-adevăr, este cuvântul, dar uh, uneori, când uh, alți copii uh, erau împreună cu părinții, vedeam că părinții mei nu erau sau tata era de gardă la sfârșit de săptămână și, deci, nu putea să fie duminică cu noi. Deci, tata era chirurg. Chirurg, da, tot chirurg. Dar. Uh, Tatăl meu s-a prăpădit în 1990, deci când eu eram destul de mic, aveam 15 ani. V-ați pierdut tatăl la 15 ani, dar vă gândiți vreodată ce ar fi spus astăzi, văzându-l pe doctorul Cătălin Badiu intrând în sala de operații? Mă gândesc, și dacă nu mă gândesc eu, îmi spune mama și soția mea și oamenii din jurul meu care l-au cunoscut și care uh, l-au cunoscut ca fiind un om uh, dedicat meseriei și dedicat familiei. Și uh, sunt destul de convins că și-ar fi dorit să fac asta și uh, îmi place să cred că ar fi fost mândru de ceea ce fac și de mine. Ați apucat să-i spuneți că medic vreți să fiți? Am apucat să-i spun pentru că tatăl meu uh, a discutat destul de devreme cu mine acest lucru. Eu mi se pare că am discutat mai puțin cu Sasha uh, și uh, el mi-a povestit mult despre meseria de medic, mi-a povestit despre meseria de chirurg. Eu practic mi-am dorit, am făcut medicina pentru a deveni chirurg. Dacă exista o facultate de chirurgie, pe aceea o făceam. Ce pot să vă spun este că am învățat să fac noduri chirurgicale la vârsta de 7-8 ani. Deci, practic, până când am ajuns chirurg, am exersat, cred că, zeci de mii de noduri chirurgicale. Mergeați cu tata la spital? Cu mama, cu tata? Cu părinții, medici? Puțin, foarte puțin. Am o singură amintire cu tata la spital. Foarte scurtă și foarte vagă. Era mic. Mai trebuie să spun că tata s-a îmbolnăvit, deci el a, s-a propădit în 1990, dar n-a mai profesat din 1988 pentru că s-a îmbolnăvit. A avut accident vascular cerebral și urmările acestui accident, bineînțeles că și-au spus cuvântul. Bineînțeles că cu mama sau despre mama știu mai multe. Mama era medic de medicină internă și evident că deși era altă specialitate și poate mai puțin interesantă pentru mine în momentul respectiv, evident că aveam contact cu lumea medicală și de altfel, mă rog, contact am avut din totdeauna cu lumea medicală, am avut și alți medici în familie, prieteni, medici, deci Sora dumneavoastră aveți o soră, nu? Am o soră. Ce drum a luat? Cu totul altceva. Ea a studiat comunicare și relații publice și lucrează în asigurări și e foarte fericită și, și ea s-a gândit sau a cochetat așa din familie cu medicina, dar a fost foarte fericită că nu a ales acest lucru. Iată cum ne oprim mm. pentru câteva clipe. Da, asta este un stroganov de vițel cu ciuperci, cu smântână și cu niște paste de garnitură. Poftă Arată bun. absolut fantastic și miroase fantastic. Haideți să vedem și gustul. Mulțumim, Poate Adic! Avem, poftă rog, bună! Și Vă rog, poftă bună! Să Merge dialogul mai bine mai departe, cum spun eu, de fiecare dată atâta vreme cât suntem bine hrăniți. Cu burta plină, da. Cu burta da. plină. Gătiți vreodată? Nu gătesc. Am gătit doar în studenție, așa pentru mine. Haideți să continuăm dialogul despre viața dumneavoastră în timpul liceului. La un moment dat v-ați mutat în Germania, la München. Cât de greu a fost să vă acomodați într o țară deloc asemănătoare cu România? M-am mutat după terminarea liceului. După terminarea a fost? Da. Și uh, am terminat liceul german în București. Uh, Facusem grădinița germană, 12 ani de școală germană, deci liceu german. Dar de ce școală germană? Uh, pentru că bunica mea, uh, din partea mamei, era nemțoaică pentru că am vorbit de mici copii germană cu ea și atunci oarecum a venit de la sine mersul către școala germană, către grădiniță și, și școala germană. Deci, practic, având totuși și un sfert de neamț în mine, să zic așa, în momentul în care am plecat în Germania sau am luat decizia aceasta, pe care de altfel am luat din timpul liceului, Uh, nu era ceva foarte special. Am mers într-o țară pe care limba o vorbeam fluent, la fel cum vorbeam limba română. Uh, și uh, din punctul ăsta de vedere n-a fost o problemă. În al doilea rând, uh, evident, s-au schimbat multe pentru mine, pentru că am plecat de la viața liceanului de București uh, cu petreceri, cu uh, o viață foarte intensă, să zicem așa, și m-am trezit uh, relativ singur. Când am plecat, am plecat cu sora mea, uh, împreună. Um, și, evident, familia din partea mamei era și este în Germania. Am avut uh, sprijinul extrem de important al uh, mătușii și al uh, unchiului meu, adică fratele mamei. Uh, deci, am avut acest avantaj că totuși aveam familie aproape, dar, evident, lumea s-a schimbat foarte mult. Și pot să spun că după ce m-am despărțit și de sora mea, eu a trebuit să fac, să fac din nou ultimul an de liceu, pentru că nu era bacalaureatul recunoscut pentru medicină, mă rog, erau tot fel de condiții. Și atunci am ajuns și în orașe diferite. Și pot să spun că m-am trezit, deci din viața extrem de intensă, m-am trezit așa într-o oarecare singurătate, dar care m-a pus destul de mult pe gânduri și a contat foarte mult pentru mine. A fost o perioadă în care pot spune că m-am maturizat foarte mult, am văzut viața cu alți ochi și de atunci mi-am setat lucrurile diferit. Îmi era foarte greu să fiu departe de București, adică de acasă. De tot ce ați lăsat acasă. De tot ce lăsasem. Și uh, am și ținut legătura foarte strâns cu România. Am venit de câteva ori pe an, de la început, cum îmi permitea timpul. După aceea, după ce am cunoscut-o pe Ilana sau am recunoscut-o pe Ilana, am venit, evident, mult, mult mai des. Cum adică ați recunoscut-o pe Ilana? Uh, Ilana și cu mine am fost colegi uh, de la grădiniță. Am fost în clase paralele la școală, n-am fost niciodată în aceeași clasă. După aia eu am fost la real în liceu, ea la uman. Dar am fost colegi, să zicem așa, din grădiniță până în clasa 12 -a și ne-am reîntâlnit la 10 ani de la terminarea liceului. Când eu eram deja plecat de aproape 10 ani în Germania și amândoi fusesem căsătoriți o perioadă scurtă de timp. Și după aceea, mă rog, am început să facem relativ repede naveta. Ceea ce, mă rog, a fost destul de dificil. Ați făcut așadar școala în Germania, ultimul an de liceu pe care l-ați repetat, spuneți, acolo, exact. o facultate ați stat în total vreo 20 de ani, nu? 20, Dacă de, nu, de, nu. 20 de ani. După care v-ați întors în România. Și întrebarea simplă, care probabil vi s-a mai pus, dar nu ratez o adresez și eu în seara asta, de ce? Păi, am vorbit despre asta până acum. Foarte multă lume s-a mirat și la, la început oamenii îmi spuneau bun, bun pentru Ileana și pentru familia. De fapt, de ce te-ai întors? Dar la mine chiar așa a fost. Nu era o opțiune vrut... să vină Ileana acolo? Asta, asta vreau să spun. Am, am vrut să o conving pe Ileana să vină în Germania. Ileana n-a stat niciodată în Germania suficient încât să vadă dacă s-ar adapta sau nu. Dar ea avea business-ul ei în România, avea responsabilitățile ei. Eu le aveam pe ale mele în Germania și atunci am decis oarecum fiecare să ne dezvoltăm mai departe. Și ni se părea la un dat, o relație nu modernă, dar normală pentru vremurile noastre. Uneori chiar făceam analogia cu perechi care stăteau unul pe coasa de vest și unul pe coasa de est în Statele Unite. Nu li se părea așa de deosebit să zboare, să se vadă la sfârșit de săptămână dacă jobul îi ducea mai departe de casă. Și am încercat să vedem lucrul ăsta și noi la fel. Am încercat să fim cât mai mult timp împreună din timpul liber. Practic, în timpul liber eram împreună. Iar în timpul săptămânii oricum, eu lucram și așa de la șase jumătate dimineața eram în spital până la 10-11 seara, deci toată, să zicem, ucenicia în chirurgie, deci toată partea de rezidențiat și după aceea medic specialist până la medic primar, am lucrat foarte mult, ceea ce, vedeți, a fost într-un fel și un avantaj, pentru că eu, spre deosebire de alți colegi de-ai mei, nu eram uh, grăbit, într-un fel sau altul, să plec acasă. Adică aveam acest lux că puteam să stau în spital fără să am vreo presiune. Eu mă duceam acasă în apartament, dar eram doar eu. Bineînțeles, îmi vizitam familia, sora mea, cumnatul meu, pe mama, care este în München. Dar în principiu mă duceam acasă singur și atunci mă bucuram că se făcea vineri după amiază și dacă nu aveam gardă, să zicem, la sfârșit de săptămână, mă săiam în avion și zburam spre România. Cum bătea inima dumneavoastră când o revedeați pe Ileana? <laughs> Vă dați seama cum bătea din moment ce am avut... Deci cele mai multe zboruri într-un an au fost 42 de zboruri ori 2, deci 84 de zboruri. Practic, dus, întors, calculat. Veneam foarte mult, evident că venea și Ileana, dar Ileana venea mai puțin, mult mai puțin. Dar evident că mă bucuram și tot timpul ne simțeam foarte bine împreună, pentru că după o săptămână în care nu eram împreună. Profitați noi, la maxim da, de și timp. Noi nici nu apucam să ne batem la cap cu nu știu ce, să ne deranjăm unul pe altul. Deci noi am avut ani de zile numai, să zicem, Știți că e filmul la primele 50 de first dates. De da? întâlniri, de da. Întâlniri. Și, practic, la noi au fost câteva zeci și sute de first dates. Ne tot vedeam și după o săptămână sau două săptămâni în care ne văzusem. V-ați întors în România. Ce ați lăsat în Germania? Ce a rămas acolo? Bun, pot spune că o parte din mine este încă în Germania. Zic așa, pe lângă faptul că... Familie, parte din familia mea, deci mama mea, sora mea, cumnatul meu, nepoții mei, unchi, mătuși, sunt în Germania. Am lăsat prieteni și colegi cu care am lucrat ani de zile împreună da, la Health Center München. Totuși 12 ani, vă dați seama dimineața de la 6 până noaptea, la 10, la 11, eram foarte mult împreună. Am lăsat un anumit fel de viață, eu am apreciat foarte mult stilul german, mi-a plăcut foarte mult exactitatea germană, mi-a plăcut foarte mult corectitudinea germană, faptul că oamenii spun ceva și exact ceea ce spun, de exact treaba asta se țin, deci lucrurile astea mi-au plăcut. Este o cultură plăcută, nu este o cultură, să zicem, așa de colorată ca a noastră, de o cultură care îți dă o liniște, să zicem, și o calitate a vieții foarte bună. Uh, nu îți faci, să zicem, griji de necunoscut, pentru că lucrurile sunt cunoscute. Uh, Nu-ți faci griji dacă stabilești cu cineva ceva, dacă se va întâmpla sau nu, te gândești și ce poți să faci să se întâmple. Pentru că dacă Cuvântul ai stabilit, e se întâmplă. Asta îți dă o, îți dă o ușurință în, în viață. Știi exact uh, în ce situație ești, ce trebuie să faci. Asta m-a ajutat și în meserie. Mie mi s-au uh, pus în. Uh, sau întrebat tot timpul, domnule, ce trebuie să fac să merg înainte. Și existau niște condiții clare. Iar eu m-am străduit tot timpul să îndeplinesc condițiile, să le depășesc pentru ca să uh, pot să mă dezvolt. Și uh, asta s-a întâmplat. Deci am putut să mă dezvolt pentru că uh, și mentorii mei și uh, ceilalți din jur se țineau de cuvânt. Adică, să um, zicem așa, performanța era recunoscută sub orice formă, era recunoscută și răsplătită. Vedeți viitorul copilului dumneavoastră în România? Asta e o întrebare dificilă, pentru că vreau ca așa să țină cu siguranță legătura cu România. V-am spus puțin mai devreme ce a însemnat pentru mine faptul că mi-am dorit să plec în Germania și că am plecat în Germania. Uh, am făcut tot timpul comparația asta În România, spuneam, eram așa ca un soare Care lumina în toate direcțiile Și am devenit ca un laser în Germania Adică mi-am mi concentrat toată energia Spre ceva anume Știu că uh, îl va maturiza Sunt convins că îl va maturiza În momentul în care, să zicem, se va desprinde De casă, când va fi mai departe Cred că este extrem de important pentru toți tineri Dacă pot să fac acest lucru Să vadă alte culturi Să vadă alte mentalități Să vadă Alte moduri de a trăi și de a profesa. Sunt convins că fiecare și toți putem să învățăm din fiecare sistem ceva, că e mai prost sau mai bun, tot timpul poți să înveți ceva. Sunt convins că pe mine m-a ajutat foarte mult și am învățat foarte multe lucruri, și atunci îmi doresc cu siguranță ca și el să trăiască o astfel de experiență care îl va ajuta să se dezvolte ca, ca om. Uh, mi-e e greu să vă spun acum, dacă asta va decide el, dacă va vrea să se întoarcă în România după ce pleacă, deocamdată n-a plecat și uh, Ileana nici nu trebuie să mă audă că vorbesc de plecare, că e, 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 este foarte greu. N-aveți decât să o scoateți în oraș sâmbătă seara când e difuzată emisiunea. <laughs> da, așa. Știți cum e? Niciodată nu se știe. Uh, eu sunt cel mai bun exemplu că perechea pe care mi-am găsit-o mi-a întors viața pe dos. Eu când am plecat din România nu mi-am putut imagina. Am plecat pentru ca să fiu plecat. Adică nu mă gândeam să mă întorc în România. Cu toate astea m-am întors. Deci și lui se poate întâmpla ceva de genul acesta și nu știm unde va fi. Dar mi-ar plăcea să nu fie foarte departe de noi. Asta aș vrea să știu. La două, trei ore maximum de avion. Cam așa, Cam așa. cel mult. Apropo de profesia noastră, care a fost cea mai frumoasă zi pe care ați trăit-o în carieră? Am avut multe zile frumoase. Îmi iubesc foarte mult meseria. Asta este un extrem de mare avantaj. Adică, deși uneori sunt obosit, mi-e greu să mă trezesc dimineața fiind obosit. Și nu puteți dată... ieși la un pahar cu vin cu prietenii foarte des? Da, nu se poate, dar știți cum e, fac o paranteză, noi ne obișnuim cu treaba asta. Am, aveam prieteni care le spuneam, domnule, nu e așa de rău, le povesteam când făceam foarte multe gări la sfârșit de săptămână, spuneam, totuși, un weekend jumate pe lună îl am liber și unul din prietenii mei mi-a zis, dai seama cât de bolnav sunteți voi, să zicem așa, ca mentalitate, că începe să vi se pară normal să aveți un sfârșit de săptămână liber. Ne întoarcem la ziua frumoasă din ne carieră. Ne la ziua frumoasă din carieră. Deci îmi place foarte mult ceea ce fac și am și trăit multe momente frumoase care m-au mi-au dat, cum să vă spun, nu, nu frumusețe în ziua respectivă, efectiv m-au m-au umplut de bucurie. Cred că au fost multe zile în care dacă cineva se întâlnea cu mine vedea cum radiez efectiv fericire și care era legată de profesie. Lucrurile au început când student fiind, am mai povestit asta, am ținut prima oară o inimă în mână în timpul operației. Cum și... este domnule doctor să ții la propriu o inimă în palme? Um... Ce îmi place să spun tot timpul este că, și ce m-a fascinat pe mine la, la acest organ, este faptul că mi se pare că este, acest organ reprezintă viață în viață. Adică în momentul în care vezi o inimă cum se mișcă și cum bate, să zicem așa, vezi că ea trăiește într-un om care la rândul lui trăiește și e extrem de dependent de această inimă. V-am auzit vorbind la un moment dat despre inimă ca despre un motor și mi-a plăcut foarte tare comparația. E ca o pompă. Este o pompă și este motorul vieții noastre. Nu? E un motor care nu trebuie să se oprească niciodată. În momentul în care s-a oprit sau s-a oprit definitiv, atunci se încheie și viața. Dar uh, sunt mai multe aspecte De asta spuneam, pentru că m-ați întrebat cum este să, să simți uh, o inimă în mână E evident și partea culturală care pe noi ne, uh, ne afectează și pe pacienții noștri Pentru că percepem în cultura noastră inima ca fiind uh, sediul sufletului Și atunci este și partea aceasta spirituală care îi afectează pe oameni Și de asta și acum când cineva, chiar dacă îi se explică foarte bine Știe că trebuie să facă o operație pe cord, într-un fel sau altul, este afectat și din uh, acest motiv spiritual, pentru că umblăm în locul unde îi este Sufletul. Așa o percepe, chiar dacă logic nu gândește așa. Doar ca o paranteză, pot să vă întreb: în ce stă puterea dumneavoastră ca medic, nu știu, experiență, Suflet, Divinitate, bisturiu? Toate la un loc, Toate. trebuie spus. În primul rând, puterea e legată de pasiune. spun, Adică trebuie să ai norocul în viață să faci ceea ce îți place. Dacă faci ceea ce îți place și o faci cu foarte multă pasiune, atunci evident că nu există limite. Pentru că Faci ceva ce îți face extrem de multă plăcere. Vă rog să mă iertați, ne-am îndepărtat de la acel moment și revin la el, cu inima Frumos. în palme, pentru că nu se întâmplă în fiecare zi operați, dar operați pe cordul care e acolo în organismul uman, nu? Da. Nu este ținută nu, la nu, propriu în palme. Nu, la propriu în palme e ținută numai în cazul transplantului, transplantului cardiac. Nu? Dar. Uh, um, eu nu am ținut, -am, nu țineam inima în mână atunci când eram student la un transplant cardiac, ci pur și simplu am poziționat inima în operație pentru chirurgul principal. Și atunci am pus mâna, mi s-a arătat pune mâna, ține inima, întoarce așa și eram, bineînțeles că. M-a da, fascinat. Deci, de la acel moment, pentru ca să ne întoarcem, la momentul când am asistat la primele operații, la momentele când am făcut primele operații, la momentele când am făcut operații deosebite, la momente când pacienți care erau considerați pierduți au plecat fericiți din spital, la momente când pacienții îți scriu, îți mulțumesc. Toate, toate lucrurile astea te, te împlinesc și îți aduc fericire, la fel cum, din păcate, există și tristețe în meseria noastră, pentru că de fiată când lucrurile, să zicem, nu decurg așa cum îți dorești și, din păcate, în specialitatea asta există și uh, astfel de cazuri, slavă Domnului, rare, dar există, de fiată când există un moment de acest gen, tristețea este foarte puternică. Uh, iar empatia care, pe de o parte, îți dă putere, aripi și te apropie de pacient, este cea care te dărâmă în aceste momente. Deci dacă și vine întrebarea firească. Noi știm cu toții cum se învață medicina, dar cine vă învață cum să vorbiți cu pacienții? Bun, și asta se învață în facultate. Cel puțin eu am făcut deja, deci în anii 90, în facultate la München, aveam cursuri sau, să zicem, în care practicam lucruri practice, în care practicam și acest lucru, cum să comunici cu pacientul, cum să comunici cu aparținătorii. de se și învață, dar evident că noi suntem diferiți ca oameni și și printre medici sunt oameni diferiți, sunt oameni care au mai puțină răbdare, care sunt mai puțin empatici. La fel sunt oameni care uh, sunt mult mai atenți la nevoile și la partea spirituală și la partea sufletească, să zicem, a pacientului și a aparținătorului și um, Încearcă să aibă mai multă grijă și să vorbească cu mai multă căldură. Eu cred că două lucruri sunt esențiale în comunicarea cu pacientul și cu aparținătorii. În primul rând, trebuie să îi faci să înțeleagă boala lor și, de obicei, sau slavă Domnului, în cele mai multe cazuri este o boală care are un tratament, să le explici cum este acel tratament. Deci, în primul rând, e nevoie de partea foarte clară. Tehnică, dacă vreți așa, în care să uh, anulezi, dacă se poate, în totalitate uh, partea spirituală, sentimentală și să vorbești pur despre chirurgie, tehnică, uh, exactitate, dacă vreți așa, exactitate germană. Da? Și al doia, a doua parte este cea pur sufletească, în care totuși trebuie să. Să creeze o legătură între pacient și tine. Pacientul trebuie să simtă că ești alături de el. Trebuie să simtă că, efectiv, uh, ai face orice pentru ca să-i fie bine. Asta nu poți să o joci. Asta, iarăși, ține de pasiune și de empatie. Iar pacientul vă pot spune. În 99,9% din cazuri simte acest lucru clar de la medic. Pentru și este că foarte altfel, important foarte ca pacientul important, altfel, să aibă încredere altfel altfel totală. nu și-ar da inima cuiva în grijă. Ce faceți în situația în care aveți un pacient de 80-85 de ani cu o problemă cardiacă gravă și dumneavoastră știți că doar o intervenție chirurgicală îl salvează și el refuză operația pentru că zice cât mai am de trăit. Sunt pacienți care refuză operația, încerc pacienților, cum ați dat exemplu, pacientului de 85 de ani. Sunt, sunt pacienți care spun, într-adevăr, am 85 de ani, am 86 de ani, care spun, spun acest lucru și, zic, domne cât mai am de trăit, cât o mai vrea Dumnezeu, atâta mai trăiesc. Dar eu le spun de obicei că între 15 și 20% din pacienții pe care îi operez au peste 80 de ani. Care a fost cel mai în vârstă pacient? Oh, cel mai în vârstă pacient? În Germania am operat, mă rog, prin această metodă, sau am intervenit, să zicem așa, această metodă de implantare de valvă percutană la o pacientă de 99 de ani. 99? Da, dar în România am operat un pacient de 92 de ani, care a avut o operație complexă și pacientul acesta a fost o surpriză, un inginer în vârstă, care a avut o operație complexă, trei valve cardiace operate și care în ziua a cincea de la operație, sau pe care în ziua a cincea de la operație l-am găsit îmbrăcat în salon. Voia să plece acasă. Să plece acasă. Nu era deloc dezorientat, pentru că asta îi crezi în primul moment, că e dezorientat, nu știe despre ce e vorba de mi-a răspuns să foarte sincer. Eu am spus, domnule, măcar șapte zile trebuie să stați în spital, trebuie să vă monitorizăm puțin după operație. Și mi-a zis, domnul doctor, am 92 de ani. Câte zile credeți că mai am să rămân în spital? Dar o să vă spun, pacientul trăiește. Și acum, deci, cred că se apropie de sută. Deci, evident, Dar... că, evident că era și un om foarte verde și foarte mare, pentru că sunt pacienți de 70 de ani care. Uh, au trecut printr o viață poate mai grea și moștenirea genetică e diferită și sunt uh, uh, înaintea vârstei lor, zicem, și sunt pacienți care sunt foarte în vârstă, dar sunt într o stare uh, fizică mai bună. Nu s-a inventat încă pastila care repară inima, nu? Uh, nu s-a inventat pastila care repară inima, sunt mulți pacienți care uh, uh, văd reclama, de exemplu, la uh, pastile din astea pentru mașină de spălat, pentru decalcificare, să zicem așa, și când le explici ce înseamnă atroscleroza și cum vasele sunt calcificate și nu mai poate să curgă sângele prin vase, vine direct întrebarea, dar nu există și o pastilă cum e pentru mașina de spălat? Nu există. În momentul în care va exista, dar probabil va fi în mult, mult, mult timp de acum înainte, mă gândesc că meseria mea nu o să mai existe. Cât a stat cel mai mult într-o sală de operații? Cel mai mult am stat 27 de ore. 27 de ore? Cum faceți, domnule doctor? Am ieșit în cele 27 de ore, evident. A fost ceva într-adevăr foarte special, o operație combinată din mai multe operații și care a avut anumiti timpi de încălzire, răcirea pacientului și așa mai departe, care necesitau câteva ore. Uh, și atunci evident că mai putem să ieșim. Dar operațiile, majoritatea operațiilor durează undeva între 3 și 5 ore. Uh, evident, la două operații pe zi, de cele mai multe ori ești între 6 și 10 ore în sala de operație. Stat în picioare? Stat în picioare sau mai ales la operațiile uh, minim invazive, endoscopice, pe care uh, mie îmi face foarte mare plăcere și fac treaba asta din 2007, îmi face foarte mare plăcere să fac astfel de operații, care sunt extrem de avantajoase pentru pacienți, la aceste operații de multe ori stăm jos și noi. Dar stăm cu brațele ridicate, sunt alte lucruri care, să zicem, ne, ne afectează. Nu e așa relaxant ca la cină aici. Nu e așa de relaxant ca la cină, într-adevăr. Da. Ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea la cină susținută de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți la cină! Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. <fie> Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu un medic, doctorul Cătălin Badiu este cu noi în sufrageria lui Adi Hădean. Domnule doctor, pe final de emisiune mai sunt câteva întrebări, ele știți deja formatul emisiunii, sper că ați văzut-o pe Ileana Badiu la cină. Sper că ați văzut-o, da? Am văzut-o, da. Domnule doctor, ce faceți înainte de o intervenție chirurgicală? Aveți un ritual dincolo de protocolul scris la carte? Am cel puțin câteva momente în care încerc să mă liniștesc. De obicei am o viață profesională foarte agitată, alerg dintr-o parte într alta, fac multe lucruri și atunci sunt câteva momente în care totul se anulează și e ca intrarea într-un tunel, să zicem. Și intru, rămân doar pe acea bandă, nu mai există peisaj, nu mai există nimic, intru pe banda respectivă, în tunel, de multe ori compar, spun, mi se pare că se așează un clopot deasupra mea, pentru că dispar toate grijile din afara sării de operație. Așa e mintea făcută în cazul ăsta și experiența te face să fii extrem de concentrat și pentru mult timp. Și atunci dispare totul din jur, rămâne numai, în cazul ăsta, inima și chirurgul. Când își permite medicul să bea un pahar cu vin, să se relaxeze la o cină Bun, e foarte important ca pentru orice om și pentru un medic și pentru un chirurg să se și relaxeze. Dacă nu, explodează la un moment, se îmbolnăvește și el. Numai că aceste momente sunt mai rare. Eu încerc să-mi găsesc relaxarea de cele mai multe ori, măcar duminica, la sfârșit de săptămână, și deși de multe ori fac lucruri care sunt legate de spital, sau în vacanțe. Adică, totuși, încerc să avem în mod regulat măcar două, trei vacanțe pe an în care să încerc să mă rup de, de meserie. Și atunci plecați doar după ce externați toți pacienții, nu? Și atunci plec, adică, cu siguranță, câteva zile înainte de, de plecare, nu mai operez pacienți. Da? I-ați împlinit copilului Cătălin Badiu toate visurile? Îi mai datorați ceva, ceva ce și-ar fi dorit și n-a avut până acum? Uh, cred că um, am, am, sunt lucruri pe care le-am visat, dar care nu se potriveau cu viața pe care am ales-o. Pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să cânt, am și cântat mult, mi-a plăcut mult să dansez, mi-au plăcut, am cochetat cu actoria. Deci au fost lucruri de genul ăsta, și bineînțeles că și ăsta este un vis, și ăsta rămâne un vis, cel puțin până acum neînplinit, dar de obicei am făcut ce am vrut, cum spuneam, am făcut toate aceste lucruri. Visul meu a fost însă să fac chirurgie, visul meu a fost să fac chirurgie cardiovasculară, visul meu a fost să fac chirurgie cardiovasculară de foarte înaltă performanță și visul ăsta mi l-am împlinit. De la vis trec la coșmar. Aveți un coșmar recurent? Uh, nu știu dacă acum mai am, dar evident că grijile și grijile din spital, grijile cu pacienții te fac uh, uneori să te trezești noaptea e absolut normal. Dar pot să vă spun că aveam cu mulți ani în urmă și coșmar și se pare că nu eram singurul, coșmar, coșmarul operației care nu se termină niciodată, coșmarul operației din care pleacă ceilalți medici și tu rămâi singur cu pacientul, lucruri de genul acesta. Deci legat de profesie. Legat de profesie în general, da. Ce sunt banii pentru dumneavoastră? Um, Banii sunt necesari pentru a putea să, să trăiești. Cred însă că banii nu trebuie să fie lucru care să, să te motiveze în viață. Cred că dacă te lași motivat de bani, vei da greș. Cred că, mult mai degrabă, pasiunea și plăcerea trebuie să te motiveze. Apropo de plăceri, care sunt bucuriile simple pe care le aveți astăzi? Um, bucurile care sunt mai mult sau mai puțin simple, pentru că uneori sunt destul de dificil de realizat, sunt... Uh, uh, îmi place foarte mult să fiu cu familia mea, îmi place foarte mult să fiu cu Ilana și cu Sasha. Uh, ziua mea e un cadou, de exemplu, pentru mine în fiecare an. Eu nu lucrez niciodată de ziua mea. Îmi iau liber asta de când lucrez, de 24 de ani și spre o de alții care își doresc să-și petreacă ziua, de exemplu, în cer cu multor prieteni și așa mai departe, eu îmi doresc de obicei să-mi petrec ziua alături de ei doi. Ziua mea este vara. De obicei rămânem acasă sau ieșim puțin oraș, dar suntem numai noi trei. Deci asta este o plăcere deosebită. Îmi place în continuare să dansez, îmi place în continuare să cânt și astea sunt lucruri care, evident, pe care le fac rar, dar care îmi fac mare plăcere. Și bineînțeles că îmi place să fiu cu oameni apropiați și cu oameni care îmi fac plăcere. Când v-a lovit destinul foarte tare? Care a fost cel mai dur moment din viața noastră? Cel mai dur moment cred că rămâne în continuare sau așa simt momentul în care l-am pierdut pe tata. Eram copil încă, dar suficient de uh, adult încât să înțeleg că e o pierdere definitivă uh, și mă gândesc și acum, am, chiar am visat să zicem lucrul ăsta de zile, că pot vorbi cu el, că pot, uh, îl pot întreba lucruri. Deci ăsta este un regret, că sunt lucruri pe care aș fi vrut să pot să le întreb și pe care n-am ajuns să le întreb și pe care nimeni nu le poate răspunde, pentru că de asta tatăl e tată, mama e mamă și sunt unici. Mama noastră este în continuare în viață, nu? Mama este în viață, dar are 86 de ani. E, Mulți înainte să fie sănătoasă. E, slavă Domnului, foarte bine, foarte sănătoasă. În Germania sau în România, unde uh, locuiește? Cel mai mult stă în München, dar uh, vine de obicei patru luni pe an, de două ori câte două luni la București. Care a fost cel mai important mulțumesc pe care l-ați primit în viață? Uh, am uh, primit, uh, vă dați seama că de mai multe ori, mulțumiri. Și de fiecare dată, aceste mulțumiri sunt un cadou. Lumea crede că nu sunt, uh, poate că nu sunt așa de importante, dar uh, pentru un medic sunt un cadou. Uh, dar. Uh, am primit, mulțumesc evident, din partea, cum din partea pacienților, dar cum sunt foarte dedicat familiei mele, sunt foarte fericit când știu că fac ceva pentru ei. Și atunci când soția mea sau fiul meu îmi mulțumesc pentru ceva, mai ales pentru ceva făcut cu suflet, mă umple de bucurie. Și este ultima întrebare, ce v-ar face mai fericit decât sunteți astăzi? Uh... Mă face fericit faptul că sunt sănătos și că cei din jurul meu sunt sănătoși. M-ar face fericit să avem mai mult timp împreună. M-ar face fericit să pot să stau mai mult timp cu sașa de vorbă. Încerc să fac acest lucru, dar din păcate, unor, știți cum e, viața ne depășește. Nu reușim chiar dacă ne planificăm lucruri, nu reușim să le facem. Da? Sperăm că mai este suficient timp. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Cina. Dacă v-a plăcut, mai poftiți pe la noi. Mulțumesc și eu pentru invitație, cu mare plăcere. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați privit la Cina și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara, ora 21, Digi 24. Pe curând! Emisiunea va fost oferită de Aqua Carpatica, Chateau Valvis și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!